Am avut câteva plante bolnave de roșii. La toate trei, doar frunzele au fost afectate, o boală fungică. La niciuna nu a fost afectată tulpina. La fiecare plantă de roșii am folosit câte un fungicid natural. La prima plantă am folosit lapte, la a doua plantă soluție de apă cu bicarbonat de sodiu, o jumătate de linguriță la un pahar de apă și la a treia am folosit soluție de apă oxigenată, tot așa o jumătate de linguriță la un pahar de apă. Am îndepărtat și frunzele bolnave și am repetat procedura la 3 zile. La 7 zile, după aceste stropiri, situația este astfel. Planta stropită cu lapte, aproape că s-a uscat. Exact cum am așteptat, laptele protejează de ciuperci, dar nu tratează bolile. Creează o peliculă care nu lasă ciupercile să pătrundă, dar nu are puterea de a lupta cu ele. Planta stropită cu bicarbonat de sodiu este cam în același stadiu. Boala s-a oprit și planta dă semne vizibile că va rezista și va crește din nou. În schimb, tomata stropită cu apă oxigenată și-a revenit total și chiar a crescut.